Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a făcut un apel la liderii europeni să fie la înălțime, acordând Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țări candidate la Uniunea Europeană în cadrul summitului Consiliului European. Asta după ce executivul european a dat săptămâna trecută un aviz pozitiv acordării acestui statut Ucrainei și Republicii Moldova. Comentăm apelul făcut de Ursula von der Leyen cu europarlamentarul și președintele PMP, domnul Eugen Tomac. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața! Așadar, ce urmează pentru Republica Moldova și Ucraina în acest context? Îndemnul pe care l-am auzit ieri de la președinta Comisiei Europene este ca oamenii politici, președinții de stat și șefii de guvern din Uniunea Europeană care se reunesc astăzi la Bruxelles, astăzi și mâine, în cadrul Consiliului European, să răspundă pozitiv propunerii pe care o face Comisia la cererile pe care Republica Moldova și Ucraina le-au transmis. Pe 28 februarie, la 4 zile după invazie, Ucraina a solicitat aderarea la Uniunea Europeană. Pe 3 martie, Republica Moldova. Comisia Europeană a vizat aceste cereri pozitiv. Urmează să se întâmple astăzi ca Consiliul European să dea ultimul semnal politic, cel mai important de altfel în acest proces, de a stabili dacă un stat poate fi candidat la Uniunea Europeană sau nu. Și șefa Comisiei Europene a spus o chestiune extrem de importantă, și anume că astăzi în Ucraina se moare pentru visul european, pentru că ceea ce vor vecinii noștri ucraineni este să se integreze în Uniunea Europeană. Rusia se opune și drept răspuns a și început acest război. Republica Moldova, anul trecut, în urma unor alegeri anticipate, a votat un singur partid, care are astăzi peste 60% în Parlamentul de la Chișinău, partid care a venit cu un singur mesaj, că vrea integrare europeană și un viitor comun cu România în Uniunea Europeană. Spun comun cu România pentru că în urmă cu doar câteva zile a avut loc prima și singura de altfel ședință comună a celor două parlamente, al României și Republicii Moldova. Există la această oră lideri europeni care s-ar opune aderării Ucrainei sau a Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Există mai multe state care încă nu și-au definit o poziție foarte clară, ci mai mult exprimă îngrijorări legate de aceste excepții pe care le face Uniunea Europeană în contextul războiului, pentru că nici Ucraina, nici Republica Moldova nu împlinesc criteriile de aderare pe care le-au avut celelalte state, cum a fost România, de exemplu. Și în acest context, evident că există mai multe guverne care sunt reticente în a da undă verde. Însă, eu cred că atunci când situațiile fără precedent o impun, Uniunea Europeană trebuie să răspundă pozitiv, pentru că de când s-a creat Uniunea Europeană, fie că vorbim de Grecia, fie că vorbim de Spania, fie că vorbim de statele care au avut regimuri comuniste înainte de 89, întotdeauna la toate crizele Uniunea Europeană a răspuns prin extindere. Și acum cred că este momentul ca aceste două state să primească undă verde din partea Uniunii Europene, să înceapă negocierile de aderare, pentru că doar așa putem asigura pacea și stabilitatea pe continentul european, lărgind Uniunea Europeană. Da, va fi o aderare accelerată? Nu va fi o aderare rapidă, așa cum crede foarte multă lume. Însă important este să se stabilească acest calendar de aderare. Și el va dura, poate dura și 8 ani, poate dura și 10 ani, poate dura și 15 ani, în funcție de cum evoluează situația politică în cele două state și cât de serios va fi guvernul, care are obligația să implementeze o serie de reforme. Da, mulțumim pentru aceste informații.